Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 17 decembrie. Au mai rămas două zile doar până la evenimentul dedicat webinarului maestrilor, închiderea anului 2020. Învățăm despre porțile lui Ianus și celebrăm împreună intrarea planetei Jupiter în semnul Vărsătorului și începerea plenară a erei Vărsătorului. Au mai rămas așadar două zile. Dacă nu poți participa în direct la acest webinar, nu e nicio problemă, vei primi linkul către vizionarea sa dacă te înscrii și achiți taxa de participare. Ok, deci, momente importante. Săptămâna asta este o săptămână foarte importantă din punct de vedere energetic și spiritual. Și hai să vedem ce se întâmplă astăzi, 17 decembrie, o zi în care. Simțim foarte mult nevoia de stabilitate și vom avea parte de unele provocări legate de viață. Viața ne pune pe modulul, hai, dă înainte, mergi înainte și noi ne luptăm cu această provocare, dar în același timp avem nevoie de ceva sigur, avem nevoie de o ancoră. Și să vedem ce se întâmplă cu berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Berbecii astăzi um, trebuie să învețe să nu se întindă mai mult decât ține plapuma. În sensul că va exista tendința să te bagi în foarte multe lucruri, să faci foarte multe lucruri și toate acestea să nu fie gestionate cum trebuie. Și să te pierzi în foarte multe detalii când tu, de fapt, trebuie să centrezi, să urmărești un singur obiectiv. Așa încât ți-aș recomanda astăzi... Clarifică-ți foarte bine agenda și obiectivele. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Astăzi, Taurii, s-ar putea să, a, să existe un conflict între ce vor să exprime și ceea ce îi se impune din exterior. Tu vrei să mergi pe o anumită direcție, tu vrei să faci un anumit lucru și uite că Universul în exterior vine și îți spune niște piedici foarte serioase. Piedici manifestate de blocaje legislative, încăpățânarea autorităților, birocrați sau funcționari publici care nu pricep ce vrei tu să faci. Și pentru că ei nu pricep, atunci nimeni nu trebuie să priceapă. Ce să faci în astfel de situație? Înarmează-te cu răbdare că nu ai cum să te lupți cu sistemul. Și dacă te lupți cu sistemul acum, s-ar putea să pierzi prea multă energie și să te stresezi inutil. Deci dă o zi, două, trei, patru de răbdare și să vezi că lucrurile se așează de la sine. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. La tine e foarte important să gândești cât mai pozitiv astăzi. Te rog, forțează-te să uh, ai o atitudine cât mai pozitivă, pentru că poți cădea foarte ușor în depresie. Și este important să te menții pe linia de plutire, că altfel nu e ok. Deci atenție la gânduri, pentru că gândurile astea îți pot sabota foarte multe acțiuni. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Astăzi, racii uh, sunt uh, foarte încăpățânați și o luați așa pe ideea voastră și dacă e constructiv folosită încăpățânarea, foarte bine. Ce înseamnă utilizarea constructivă a încăpățării? stabilești un obiectiv, un țel de atins și faci totul să-l atingi. Dar dacă tu te încăpățânezi în relația cu cei din jur sau în comunicarea cu cei din jur, e, aici nu e cel mai bun lucru, aici e o problemă. Și va fi nevoie să, să fii cât mai detașat și cât mai relaxat. Da? Deci ce ar fi caracul să înveți astăzi? Hai să ne relaxăm și să nu luăm totul în serios? Ar fi o lecție interesantă de asimilat. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Voi munciți. Astăzi leu muncește și muncește și muncește. Problema majoră va fi dată de faptul că tu ai o anumită viziune. Tu percepi lucrurile într-o anumită manieră, iar autoritățile, șefii, cei care îți pot da ordine, să zic așa, la serviciu, persoanele acestea nu văd viziunea ta. Și e ca și cum ar alerga către, un, către o prăpastie. Tu vezi că e o prăpastie și le spui, vezi că te duci în direcția greșită, iar ei nu pricep. Eu ți-aș sugera ca astăzi să te acoperi foarte mult de hârtii. Nu deci, doar dacă ți se solicită, semnează. Doar dacă ți se impune, semnează, dar când ți se impune, cere o contraacoperire, adică să ți se dea în scris dacă simți că nu e ok să te bagi într-o acțiune, nu e ok să semnezi un contract, nu este ok să iei o decizie, nu o lua, pentru că poate avea niște consecințe mult mai mari pe termen mediu și lung această decizie. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Tu te ocupi de familie, tu încerci să aduce echilibru în rândul prietenilor, cunoștințelor și rudelor. Cumva ești mama albinuță, indiferent dacă ești fecioară, femeie sau bărbat astăzi, care e preocupată intens de problemele celorlalți. Și ești uh, foarte ok astăzi, e foarte bine să iei decizii organizatorice și să-ți faci planuri pentru următoarele săptămâni. Deci mintea este foarte ascuțită astăzi și poți vedea în avans uh, cum se desfășoară lucrurile și atunci știi din timp cum să uh, iei decizii. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Balanțele, <laughs> vești bune de la drum pentru voi, cineva de peste hotare sau din alt oraș, vă confirmă ceva, vă ajută cu ceva, vă dă niște vești bune care vă umplu de optimism, de încredere și vă dă un alt vibe legat de viață. Decizii importante legate de serviciu, o femeie este alături de tine în a te susține în ascensiunea ta socială. Scorpion, ascendentul pe scorpion și cei care au luna natală în semnul scorpionului. Scorpionul. Dacă ești într-o relație, ai grijă în relația ta pentru că. Uh, S-ar putea să iasă acolo niște conflicte și va fi nevoie să gestionezi lucrurile cu multă înțelepciune. Deci fii mai atent la modul în care îți gestionezi relația de cuplu și relațiile cu cei din jur, pentru că astăzi pentru Scorpion este o predispoziție către conflict. Săgetător, Ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului. Astăzi este foarte multă energie în aer și va fi foarte multă presiune pe tine să preiei niște activități care nu trebuie să le faci, la serviciu mai ales, pe care nu trebuie să le faci. Atunci poate ar fi cazul să. să trasezi niște limite și niște bariere, sau măcar dacă ți se încarcă programul fără să fi cerut tu asta, să fii plătit, renumerat sau să existe o altă formă de beneficiu pentru tine. Nu pleca capul, nu pleca, nu ce da la amenințări, că te concediază, că nu există așa ceva, asta e doar în mintea ta, pentru că sunt căi de atac. Deci, fă foarte clar lucrurile astăzi vis-a-vis -vis de oamenii care încearcă uh, să îți încalce teritoriul. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au Luna natală în semnul Capricornului. Astăzi este o zi bună pentru. Decizii legate de sănătate. Chiar dacă sărbătorile bat la ușă, tu trebuie să te ocupi un pic de felul în care mănânci, de felul în care te odihnești, de felul în care îți desfășori energia zilei. Este o zi așadar bună să-ți faci niște programări la medic sau măcar să fii în contact cu medicul curant. Este o zi în care te încurajezi să lucrezi de acasă sau să te centrezi mai mult pe activități domestice. În măsura în care se poate acest lucru. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Vai, deci, de ce nu sunt eu Vărsător? Vine Jupiter la voi, după 12 ani. Mare de benefic, marele benefic intră în semn. Abia aștept sâmbătă să vedeți cum o să țipăm cu toții sâmbătă. E yeah! când intră Jupiter. Deci acolo va fi, pua, wow, în webinar. Deci. deci, eu ți-aș spune, fă petrecere, azi petrecem, mâine petrecem, sâmbătă celebrăm. Uh, ok, hai să intrăm în normalitate, să ne compose your face, da? deci să, să devenim serioși și academici. Ha, vărsătorul, vărsătorul astăzi ar face bine să-și facă o listă de priorități. Și să-și gândească agenda pentru următoarea perioadă, pentru că poți să iei decizii foarte bune privind organizarea muncii, organizare, prioritizarea și selectarea lucrurilor de maximă importanță. Deci, astăzi este o zi foarte, foarte, foarte bună pentru tine să îți faci proiecte. Și am ajuns la pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Prea multă reverie nu e bună. Înțeleg că ești atras de partea aceasta a amintirilor, dar e cazul să cobori în realitate. Așa încât peștilor le recomand astăzi să se lupte cu acea depresie care le dă târcoale și să coboare printre noi, să-ți găsești resursele necesare, să te centrezi numai și numai și numai și numai pe activitățile care țin de viața curentă și de, de ceea ce înseamnă responsabilități. Nu lăsa trecutul să te prindă din urmă. Dragii mei, acestea au fost previziunile zilei de 17 decembrie. Vă mulțumesc că ați urmărit această filmare. Nu uitați un like ajută, un share ajută. Apăsați butonul subscribe ca să fiți la curent cu următoarele mele postări și să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând!